Salutare! Hai că avem parte pentru a doua săptămână la rând de un scandal cu conotații sexuale, scandal în care este implicată, într-o formă sau alta, Sfânta Biserică Ortodoxă Română. După cum bine știți, au apărut în presă articole care vorbesc despre o adevărată rețea de escorte masculine, escorte îmbrăcate în straie bisericești, straie cumpărate din banii voștri. uite cum pe zi ce trece această instituție garantă a moralității seculare, sinonimă cu valorile creștine și conservatoare, își dă arama și nu numai pe față. Și hai să ne înțelegem. Faptul că niște preoți fac Sfânta Dragoste împreună cu alți bărbați nu ar trebui să afecteze pe nimeni. Poate doar pe soțiile alea care au fost luate ca să obțină și soții lor o parohie mică acolo. Păi nivelul de ipocrizie de care dă dovadă această instituție este absolut hilar. Să nu creadă cineva că ceea ce descriu oamenii ăia acolo că se întâmpla, putea avea vreodată loc fără ca mai mari bisericii să știe despre lucrurile alea. Cine alege să creadă asta, este foarte naiv. Am văzut și în cazul Visarion Alexa cum unele dintre victimele sale au anunțat persoane din interiorul bisericii de ceea ce se întâmpla și nimeni nu a făcut absolut nimic. Și asta pentru că oamenii ăștia au devenit stat în stat. Funcționează după regulile lor, fac ce își doresc, când își doresc, cum își doresc, pe banii plătitorilor de impozite. Sigur, mai inaugurează o cantină, mai fac un cămin, dar în restul timpului pare că își satisfac nevoile personale, va cu cu sau fără voia lor, ori cu vreun student la teologie sau cu vreun preot rupt în fund. Vorba aia, s-au iubit, dar au și făcut. Bă, și repet, nu mă deranjează absolut deloc că oamenii ăștia fac sex între ei sau cu persoane din anturajul lor, fie ele și de același sex, atâta timp cât există consimțământ. Dar, ar putea totuși să nu vină a doua zi și să ne spună cum ei sunt susținători ai familiei tradiționale și că oricine nu gândește ca ei este un păcătos ce va arde în focurile iadului sau că dacă îți înșeli partenerul lor, partenera face un mare păcat și trebuie să donezi niște bani la biserică ca să fie iertat ori că dacă dai în păcatul onaniei la tine în baie trebuie să bagi neapărat niște mătănii ca să nu-l mânii pe la de sus cât tu pe poți avea ca preot ca după ce ai făcut sfânta dragoste plătită cu amantul tău să vii a doua zi în fața oamenilor și să le vorbești despre demnitate, integritate sau mai știu eu ce valori morale. Cum să le ceri oamenilor să respecte limitele unui conservatorism creștin bășit, limite pe care nici măcar tu nu le respecti la nivel instituțional. Ceea ce descriu oamenii ăia pe acele înregistrări nu are nicio legătură cu o instituție care se dorește a fi religioasă. Nu mai vorbim de creștinism sau ortodoxie. E mai mult un swingers party presărat pe alocuri cu alcool și droguri adică fix ceea ce incriminează oamenii ăștia la nivel instituțional. În aceleași înregistrări se vorbește și despre presupuse acte de natură sexuală cu Din nou, pe cât mă dezgustă asta, nu pot spune că mă mai miră. Au existat în trecut, în interiorul bisericii, dovedit oameni care au făcut asta. Și cel mai probabil vor exista și de aici înainte. Și nu, bisericii nu pare că îi pasă că astfel de evenimente se petrec în interiorul ei până în momentul în care ele nu apar în văzul opiniei publice. Sigur că, la fel ca și în cazul Visarion Alexa, vor veni unii și vor spune că, vezi domnule, are cineva ceva cu biserica și de fiecare dată când se în întâmplă câte un eveniment din ăsta izolat cu câte un preot, sare lumea de fund în sus. Așa ce m-am săturat de narrativa asta? Uite, nimeni nu ar mai avea nimic cu biserica dacă ea ar înceta să se mai comporte ca o curvă virgină. Adică, dacă mâine ar veni al de Teodosie și ar zice, da mă, la noi se bea, se fumează, se face sex cu bărbați, cu femei, mai tragem și droguri, la fel cum fac mulți alți oameni de pe pământul ăsta, vă garantez că nu s-ar mai ofusca nimeni dacă ar mai apărea vreodată în spațiul public imagini sau convorbiri care descriu relații intime consimțite între adulți. Pentru că, ghiși ce, nu ar mai fi o știre. Sigur că ăsta este un scenariu imaginar pentru că Biserica Ortodoxă Română are de apărat o imagine seculară, o imagine care nu mai are nicio legătură cu realitatea pe care o trăim. Și da, înțeleg că este dificil să încerci să aperi ceva ce nu mai este de mult ancorat în realitate și că dacă ai ieșit să faci asta, toată instituția ta s-ar prăbuși ca piesele alea de domino. Automat asta ar însemna ca oamenii din interiorul vor să își piardă puterea financiară, Influența politică, influența la nivel de autorități locale și așa mai departe. Sper totuși că nu mai este nimeni naiv să creadă că biserica a putut funcționa în felul în care a făcut-o timp de atâția ani și în felul în care continuă să o facă, fără ca autoritățile statului să nu-i permită sau chiar întrețină capricile. Vreau totuși să ne înțelegem asupra unui lucru. Biserica ortodoxă română și credința oamenilor sunt două lucruri diferite. Și, deși putem să judecăm Biserica pentru că o finanțăm, nu avem niciun drept să judecăm opțiunile religioase pe care oamenii din jurul nostru aleg să le aibă. Totuși, nu pot înțelege cum poți crede că dai dovadă de valori creștine atunci când alegi ca momentele importante din viața ta să fie legate de o instituție care este evident că nu respectă aceleași valori. Hai, poate ușor ușor începem să ne trezim și să realizăm că deși poți avea valori creștine, nu trebuie să fii aprobat de biserică pentru asta. Cum? Dacă vrei să devii un medic bun, nu trebuie să fii aprobat pentru asta de un criminal în serie. Dar, dacă vrei să vedeți și un alt vlog în care vorbesc despre un subiect antipatic bisericii, am să vă las un link chiar aici. Între timp, nu uitați, un like, un subscribe, un share la video ăsta chiar ar ajuta. Iar în speranța că v-a plăcut și săptămâna asta, înclinându-mă, am să vă mulțumesc. Pe data viitoare!